Peste 500 de angajați ai Companiei Naționale de Drumuri din toată țara au pichetat sediul instituției, scandând lozinci împotriva conducerii. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de prevederile contractului colectiv de muncă semnat anul acesta, pe care îl consideră o mare păcăleală. Ei spun că documentul prevede reducerea salariilor personalului TESA cu procente cuprinse între 10 și 24%, reducerile fiind diferite de la o regională la alta. De ce protestați? Protestul este dator de faptul, se datorează faptul că la următor contract semnat în mai, unde nu s-a specificat tăierea salariilor, acum, printr-o hotărâre a organelor abilitate, s-a stabilit reducerea salariilor cu 15%, indiferent de salariul de încadrare. Mai mult, oamenii spun că, deși există bani, salariile nu le sunt majorate, chiar dacă legea prevede că operatorii care au înregistrat profit în anul precedent pot majora cheltuielile cu salariile. Deocamdată nu ne-au redus salariile, există intenția de a ne reduce salariile până la 45%. Este vorba să reducă la personalul TESA. Măsura este absolut ilegală, nu este acoperită de niciun temei legal, codul muncii interzice, salariul este un drept câștigat. Și ceea ce fac, își repară greșeli, angajări peste limita admisă normală de personal, luând, încercând să ia bani de la alții. Problema este că la negocierea contractului colectiv de muncă, da, deși noi am făcut demersul înainte ca acest buget să fie aprobat și am arătat de ce ar trebui să crească și nu să scadă, la negocierea contractului colectiv de muncă, s-a obținut o majorare de 5% doar pentru muncitori pe grilă. Deci a grilei cu 5% pentru muncitori. La negociere n-a fost nicio clipă în discuție, nu s-a pus că pentru a face chestia asta sau pentru că nu ne încadrăm în fondul de salarii ar trebui fie să dăm oamenii afară, fie să tăiem salariile altora. Alături de protestatari au fost și 30 de salariați ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța. Oamenii au plecat la primele ore pentru a se alătura manifestației. Liderul Sindicatului Drumarilor, Elie Radu, Adrian Tisa, a declarat că șefii companiei se bucură de salarii foarte mari, care ajung la câteva mii de lei, în timp ce angajații de rând au lefuri sub 1000 de lei. Sindicatul Național Profesional al Drumarilor din România este membru al CNS Cartel Alfa și reprezintă interesele a peste 1700 de salariați din cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România.